Ca în fiecare an, în luna decembrie, în punctele de trecere ale frontierei se prefigurează o creștere a traficului de persoane și mijloace de transport, atât pe sensul de intrare cât și pe sensul de ieșire din țară. Pentru evitarea aglomerației, Poliția de Frontieră Română a dispus toate măsurile aflate la competență pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unui control eficient și operativ. Apropierea sărbătorilor de iarnă readuce în țară mulți dintre cetățenii români aflați în străinătate pentru a-și petrece aceste zile împreună cu familia și rudele, dar și cetățeni străini care doresc să-și petreacă zilele de vacanță în România. În acest sens, va fi folosită la maxim capacitatea punctelor de trecere ale frontierei și în cele mai aglomerate se vor utiliza toate arterele de control disponibile. De asemenea, au fost dispuse măsuri de suplimentare a personalului Poliției de Frontieră până la capacitatea maximă permisă de infrastructură a fiecărui punct de trecere în funcție de dinamica valorilor de trafic. Ținând cont de faptul că în această perioadă prin punctele de trecere a frontierei se așteaptă un aflux important de persoane, cetățeni români sau străini, care vin în România pentru efectuarea vacanței de iarnă, precum și de mijloace de transport, se impune adaptarea corespunzătoare la aceste activități a misiunilor specifice structurii gărzii de coastă pentru îndeplinirea atribuțiilor de supraveghere și control al trecerii frontiere. Ca măsuri principale pentru creșterea gradului de siguranță al cetățenilor și asigurarea climatului de ordine publică, Garda de Coastă a dispus măsuri necesare de intensificare a activităților specifice în zona punctelor de trecere a frontierei pentru menținerea climatului de normalitate. Au fost intensificate măsuri pentru sporirea atenției pe timpul realizării verificărilor la procesul de control, la tot ce înseamnă documente de călătorie și mijloace de transport. Ca altă măsură pentru creșterea gradului de siguranță a cetățenilor au fost planificate și se vor desfășura misiuni specifice în scopul prevenirii sau combaterii criminalității transfrontaliere. Vor fi vizate acțiuni de prevenire și combatere în zona de competență a actelor de contrabandă, evaziune fiscală, trafic internațional cu autovehicule furate, depistarea eventualelor tentative de trecere a frontierei de stat de către persoane sau pătrunderea ilegală pe teritoriul național produselor de origine animale infectate cu boli. O să vă spun că Garda de Coastă este o structură care acționează 24/24, de la fluviu mare uscat, suntem la frontieră, cum a spus. Pentru evitarea aglomerațiilor, Poliția de Frontieră Română recomandă participanților la trafic tranzitarea tuturor punctelor de frontieră existente la graniță, astfel încât să se preîntâmpine apariția supra-solicitărilor doar a unora dintre acestea din cauza unui număr mare de călători într-un timp foarte scurt. În proximitatea punctelor de trecere ale frontierei, Poliția de Frontieră împreună cu Poliția Rutieră informează conducătorii auto despre posibilitățile de utilizare a tuturor punctelor de alternative de trecere a frontierei.